<sus> <sus> Noroc, prieteni! Bine v-am găsit la Radio Lumina! Radio Lumina! Nici nu-mi vine crede că pronunț cuvintele astea. <gânt> și am apăsat butonul record în avans. Nu și e prima dată când o fac. De câteva luni, cred, că se naște Radio Lumina. Și iată, iată, sper că măcar acum o, o să vadă Lumina, Radio Lumina. Radio Lumina. Radio Lumina, și mai înseamnă asta, Radio Lumina Craiova, un post de radio pentru sufletul tău, cu emisiuni precum Săptămâna Tânărului Creștin sau Ucenicii Credinței. Nu, dragii mei, Radio Lumina este un podcast, o emisiune, o platformă. Radio Lumina este un teren de joacă, dacă vreți. Radio Lumina este un pod de reconectare pentru mine, în primul rând. Un meta, mega-univers al ideilor care își vor da întâlniri la microfon, și după care vor pleca spre câteva perechi de urechi, perechi de urechi pe care eu mi le-aș dori să fie cât mai multe, cât mai generoase, perechi de urechi, cât mai binevoitoare, perechi de urechi. Perechi? De perechi de urechi. Cum sună asta? Băi, ce -ta ni leniu, ni, ni fadlu să mă duc la perechi. Dar la ce perechi? La perechi de urechi. <laughs> da. Ok. Um, trecem, trecem cu vederea și cu acest joc de cuvinte. Așadar, ce este radioul Lumina Andrei Uha? Se întreabă hmm, perechile de urechi. Radio Lumina este un podcast ieșit din mine, Andrei Bolocan. Și pentru că deja există emisiunea Lumina, pentru că deja există internetul grăiește, produse online în care eu comentez, interpretez, muzicalizez actualitatea din Moldova. Te rog de -mi pace. sunt deputat, tu Am zis să scot din mine și alte băcățele de alte culori, cu alte arome. Într-o zi o să vă citesc din jurnalul meu personal. Poate o să vă povestesc despre câte de filozofie am reușit eu să învăț la facultățile de, fil de filozofie de unde am fost exmatriculat. În alte zi o să vă vorbesc despre copii. O vorbesc cu prietenii mei despre șuperi și psihedelice. O să vorbesc cu șuperi și psihedelice despre prietenii mei. O să întreb care-i leacul pentru naționala moldovenească de fotbal și împreună să încercăm să găsim vaccinul. Azi, de exemplu, am pregătit pentru voi o discuție cu un tânăr student la drept, la USM. El se numește Ion Bulgac, are 21 de ani și deja conduce Asociația Națională pentru Dezbateri Academice. Poate vă amintiți, poate nu, dar Ion Bulgac s-a făcut remarcat mai ales pe la buletinile de știri din mai 2019. La absolvirea Liceului Teoretic Ion Creangă din Chișinău, Ion a ieșit și a tras un discurs care a vzorvit internetul și glandele lacrimale ale moldovenilor. Hai să auzăm un fragment. Stăm în fața voastră, tinerei, frumoșei, aranjați, peptănați, cu sufletele deschise. Și nu avem nici cea mai vagă idee ce o să fie mâine, peste o lună sau peste un an. Tot ce știm cu siguranță este că nu va fi ușor, așa cum nu a fost nici până acum. Și totuși până acum a fost al naibii de interesant. Astăzi, înainte să plecăm, vrem să vă spunem lucruri importante care nouă nu ne le-a spus nimeni la vremea noastră. Tiezele, examenele, bacurile vor trece, Nota de șase primit la tema pentru acasă sau absența ne motivată mâine nu va mai conta, pentru că tot ce va conta mâine vor fi cunoștințele și amintirile acumulate și făcute aici, în liceu. Noi nu ne-a spus nimeni la vremea noastră că orice moment trebuie prețuit și nu vă putem reda ce șoc trăim noi astăzi, înțelegând că peste două luni oamenii pe care îi numim cei mai buni prieteni vor fi despărțiți de sute de și mii de kilometri de încercând să-și facă o viață mai bună. Iar ceea ce astăzi se numește clasa 12B, peste trei luni va deveni Voi... Astăzi, Ion Bulgac practică și predă de dezbateri la un liceu din capitală, pune mare preț pe libertatea exprimării și pe utilitatea discuțiilor în contradictoriu. Vreau să-i spunem lui Ion, noroc, eu știu că tu ești la tine acasă, dar cu toate astea te rog să mai iei în serios și să primești al meu bun venit la Radio Lumina. Salutare, Andrei, noroc și Bine v-am găsit la Radio Lumina. <laughs> eu știu că asta sună ca și cum noi difuzăm am dat, prin, prin vreun județ românesc cu o emisiune religioasă. <laughs> Dar da, te rog, te rog, foarte tare să mă în serios. Ion, așadar, eu pe tine te-am prezentat, vreau să-i las pe oameni să citească și mai jos câteva cuvinte despre tine. Povestește-ne, te rog frumos, povestește-ne mie, povestește-ne celor care o să aibă curajul să ne urmărească. Ce ne așteaptă pe noi azi? Ce, ce am pregătit noi azi? Ok, eu cu Andrei o să jucăm o dezbatere. Uh, Andrei fiind fost debater în tinereța lui, nu că ar fi tare bătrân și eu Nu că exista in... fost debater... <laughs> Da, și asta e lucru adevărat. Eu fiind actual debater, adică debate-ul e una dintre marile mele pasiuni și încerc să promovez dezbaterile și să le aduc mai aproape împreună cu echipa mea de cât mai mulți oameni în Republica Moldova și pe calea asta am considerat că împreună avem toate instrumentele necesare ca să popularizăm ceea ce înseamnă dezbateri, ceea ce înseamnă discuții argumentate în contradictoriu, ceea ce înseamnă, iarăși, Argumentai ir kontrargumentai, instead de insulti ir uh, atakui la persona. Labai svarbu, manau, kad atitinkamai, sakant, kad, kaip praktikuojame la dezbateri, na, šiandien o sa aparame un punkt dividere, kuris uh, o sa. Taigi, kažkaip saartą o sa decid, chinesce, punkt dividere aparai. Uh, nu, Sperka saarai. Sperka saarai. Sperka saarai. Sperka saarai. Sperka saarai. Eu și eu foarte mult sper, una utilă. E tare important, cum spunea și Ion, să, să nu recurgem la insulte, dar să ne amintim cât e de important să ascultăm, să auzim, să înțelegem și să respectăm o părere, chiar dacă ea deloc nu rezonează cu cea care e în interiorul nostru. Așadar, subiectul sau moțiunea alesă pentru azi este Cannabisul ar trebui să fie legalizat în Republica Moldova. Hai înainte de Cur a porni la discuție. E, cum zic, eu, eu m-am pregătit, eu m-am pregătit, cu toate că nu anticipez și, <laughs> și poziții voi noi urmează să dăm, cum zic, să, să alegem random și nu știu ce poziție o să aibă în această dezbatere, dar trebuie de citit și un, un fel de disclaimer, un anunț, ca nu cumva am să ne asculte vreun vreun procuror și la carandaj. Prieteni, mare atenție! Prin publicarea acestui video, prin publicarea acestui material noi, cu Ion, nu susținem și nu încurajăm consumul de marihuana. În niciun fel. Noi vă îndemnăm să nu utilizați niciun medicament, nici o substanță, fără a avea consultarea unui medic specialist în avans. Această discuție are doar un scop informațional. Vă rog să o percepeți doar așa. Ne-am înțeles? Și, um, cum un bun prieten, de meu jos panica, sus botanica. Mm, <laughs> în acest context, Ion. Ok, ne mergem pe, pe flip-a-coin, pe Google, ca să exact. vedem cine din cine noi și ce poziție are. Da? Um, hai să pornesc imaginea asta. Așa. Deci, dacă tu o să dai flip, Poți să dai o dată ca să vedem dacă funcționează. Uh -huh. este. su nekradulojame kai live. Deči, okay. daka nemerešti heads, atonč pro legalize, ešti tu. Daka okay. nemerešti tails, atonč pro legalize, esu jau. Aš man zeles. Flip. Uh, Jos pro legalize. Ne, tai buvęs. Andrei. Taip, stai, Aleks, stai, siskot. Um... acest screen, screen sharing. Ok, bun. Așadar, eu sunt pentru, da, în această discuție, în această dezbatere, eu susțin că ar trebui legalizat cannabisul în Republica Moldova. Și Ion susține că nu. Da? Exact. Trebuie foarte clar, încă o dată, să menționăm ultima oară. Asta... Noi ne-am pregătit pentru ambele side -uri. am găsit argumente pe ambele părți și acum așa au decis norocul că Andrei Uh, apropo, e destul de interesant că tu în calitate de persoană care trăiești în Canada unde, unde e legalizat ești și eu în calitate de student la drept unde, unde consumul și păstrarea de cannabis consideră infracțiune, uh -huh. cumva, cumva, suntem în taberile potrivite, probabil. Până la, că... grame, până la, două grame, la din câte am stres în Moldova, nu? Că după două grame intervin procesele interesante. În care se sună până părinții. Până la un gram. La un Cumva, consecința oricum există. Consecința da. oricum există, dar mărimea da. lor e diferită. Cum spunea un polițist, unde un gram, sunt și două. Okay. Da. Uh, În eu cred, că... Există, cred că tu ai primul cuvântul. Eu am primul cuvântul, dar cred că ar fi necesar să mai explicăm o leacă. Noi nu o să facem, noi o să emulăm sau nu o să copiem un model exact de dezbatere academice care se practică, cu reguli bine stabilite, cu un timer și plus la asta, elementul important care lipsește în această discuție este un arbitru, dar noi tare vrem să credem că arbitrii veți fi voi și ne veți da de înțeles în comentarii sau în mesaj în privat unde am greșit, unde puteam fi mai buni, mai informați. Noi o percepem ca, ca pe o discuție nu între doi specialiști care ani la rând au lucrat, fiind domeniul law enforcement sau legalizare sau ajustare legislației la una mai prietenoasă cu cannabisul. Noi suntem doi oameni care din lecturi, experiențe, impresii și mai departe, am reușit să ne formulăm argumente, atât pentru opoziție cât și pentru alta. Acum, foarte random, foarte random Google o a decis, credeți-mă, um, noi ne-am ales pozițiile. Așadar, de ce eu cred că ar trebui legalizat cannabisul în Republica Moldova? Cred că sunt câteva linii sau câteva argumente, eu aș vrea să mă focusez pe trei din ele. Uh, unul ar fi sporirea veniturilor la bugetul de stat. Putem să începem să dăm exemple de alte state care au făcut asta, putem să mergem în Statele Unite ale Americii, unde o serie de state după decriminalizare, legalizarea consumului, au văzut venituri de miliarde la bugetul de stat. Și dacă e ne uităm, să dăm un simplu search pe Google și să vedem la captură de droguri, mai anunță cât cannabis s-a adunat într-un an de zile, Putem să vedem, de exemplu, în 2017, cum Maivu spunea că a adunat în jur de 94 de kilograme de cannabis, o, 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 o captură de 94 de kilograme într-un an. Înmulțit la un 10 euro gramu, Maivu spunea că asta în jur de 20 de milioane de lei. Pe mine ceva mama face cred că această captură de 20 de milioane de lei ar însemna că mult alt drog, mult alt cannabis nu s-a capturat, respectiv, erau mulți oameni care în 2017 s-au bucurat de cannabis în viața lor, cannabis um, criminal, dar totuși consumat care putea fi vândut la nivel legal și astfel să sporească un venit, uh, să, să, contribui contribuie cu un venit semnificativ la bugetul de stat în Republica Moldova. Nimai mai vorbim de o, un număr foarte mare de joburi calificate și necalificate care puteau, fi, uh, care puteau să fie create în Republica Moldova. Pe lângă venituri sporite, eu cred că unul din argumente care, uh, pe care l-am văzut destul de des întrebuințat și folosit aici, cel puțin în Canada, era... Um, Užurkia sistemą. criminal și pentru sistemul juridic din, din țară. Asta înseamnă că este o mai puțină și o mai mică presiune pe sistemul penitenciar, pe sistemul criminal canadian. Mai puțin cheltuieli pentru stat în acest domeniu. Din cifrele care le ne reprezintă mai eu din când în când, putem afla că sunt în jur de 300-400 de oameni care sunt opriți, cum s-ar spune, pentru posesii, pentru comercializare de cannabis în Republica Moldova. Câți din acești 300-400 de oameni au destin binele, viețile, schingiuite, sfârmate, filmate, de tot fel de echipe de reportaje, de știri și arătate că a uitați-vă diabolul s-a ascuns în corobocul de iarbă. Uitați-vă cum diabolul a coborât și pentru 120 de lei doi tineri într-o scara blocului au încălcat legea și trebuie să fie filmați, arătați la TV. Și tătă stigma asta e prezentă în societate. Noi nu știu cum tare repede uităm de câte accidente produce alcoolul și alte droguri mult mai grele. Dar pentru o rată atât de mică de consum, deocamdată, în Republica Moldova a cannabisului, reușim să creăm o stigmă foarte puternică. Probabil din neștiință, aș vrea să cred eu. Și bineînțeles, un argument pe care l-am împrumutat din experiențele altor state este argumentul medicinal. Noi avem foarte mulți pacienți bolnavi de cancer care ar fi um, încântați și bucuroși să aibă acces la un cannabis legal, medicinal, care ar putea fi folosit în beneficiul lor noi avem foarte mulți oameni care suferă, dar despre ei nu se vorbește, nu se vorbește, oameni care suferă de sindromul de stres post traumatic. există studii care încep să confirme uzul și beneficiile cannabisului în domeniul tratării Parkinson și altor boli, și altor boli. Și bineînțeles că putem vorbi despre experiențele altor state în care legalizarea cannabisului a dus la un mai mic consum în rândul tinerilor. Putem vorbi despre, bineînțeles, cu o sporire a consumului imediat după legalizarea. Asta sunt a întâmplat aproape în toate statele, chiar și în Olanda, care are cea mai veche experiență în acest domeniu și în Canada, de altfel. Dar putem să ne, putem pe urmă, să ne uităm la statistici care confirmă că de fapt cu anii, oamenii nu mai văd ca pe un fruct interzis la care te trage numai decât să vrei să-l consume. Asta, în principiu, sunt trei teze pe care eu le văd aruncând așa un, un ochi de, de vultur peste argumentele, de ce asta ar fi bine să fie legalizat? De ce cannabisul ar fi bine să fie legalizat în Republica Moldova? Ion, ce ai de spus? Bun, eu. Um... O să am un punct de introducere, probabil, după asta o să-ți răspund tare pe scurt, uh, contraargumentând ideile care le ai dus tu, mai ales despre buget și despre... Uh, nu știu, eu, eu văd în mare parte o problemă de context și la asta o să mă refer. Uh -huh. Și trei la mână o să încerc și eu să aduc uh, o linie argumentativă în favoarea opinii pe care am norocul și onoarea să o apăraz. Bun. În linii generale, toată discuția asta este mai ales interesant pentru că noi vorbim despre contextul Republicii Moldova. Dacă este atent să ne uităm la exemplele de succes, ale, ale, nu știu, unde am avut experiențe de, de legalize, Mereu vorbim despre state vestice. și nu știu, o paralelă foarte simplă ca să o facem aici. Uh, hai să luăm, nu știu, Canada, Olanda, uh, spre exemplu. Știu că în Portugalia legislația în 60 de droguri tot e destul de interesant construită. e uh, decriminalizată, fac... nu au legalizat da, dar rău, decriminalizat. E, e de criminalizată, dar totuși e, e tot e prezentată de foarte multe ori ca o istorie de succes în, în problema uh -huh. asta a drogurilor și e foarte simplu să comparăm și să vedem care e rata de vaccinare a populației acolo la etapa actuală. Și să comparăm cu Republica Moldova. Uh, eu cumva nu, nu vreau să duc discuția asta despre vaccinare, pur și simplu uh, ca o paralelă care ne. Ką nustabdėsi kontekstu korektą diskusijai? Um... Moldova narifistatu. despre care ar trebui să vorbim la capitolul legalizare cannabisului. Cannabis cu siguranță e de vreme să vorbim despre chestia asta. Aha. și să explic uh, acum de ce, trecând la partea mea de contraargumentare, uh, argumentul despre venituri mai mari la buget este unul foarte rezonabil uh, din prim, uh, nu știu, la, la, la prima vedere, pentru că în mod evident acum statul uh, să faci că închide ochii și uh, consum de uh, marijuana nu există uh, respectiv noi suntem absenți din circuit, circuitul ăsta monetar care într-adevăr există. Totuși, foarte simplu să înțelegem cum asta ar funcționa, sunt câteva exemple tare, tare clasici pentru moldoveni. În ziua de azi, dacă deschizi 3 de veci și scrii coniac, ai să găsești neapărat vreo câteva băieți bravi care vând coniac în, în sticle de, de, 9 litri de la om și care uh, nu tare au idei despre cum funcționează legislația fiscală în stat. Sau... ceea uh, ce vreau să spun aici de care vorbește că... Că o să ne trezăm cu anunțuri pe de veci despre iarbă. Nu e vorba despre asta, e vorba despre faptul că la noi cultura Achiterii impozitului, deci cumva statul până acum e dușman și asta vine din din, din perioada sovietică ca și, ca, și, ca și trecutul nostru pe care trebuie să ne-l asumăm și l-acceptăm și în mentalitatea moldovenilor statul în continuare e dușman. Eu foarte complicat îmi imaginez cum un moldovan... Bun, poate asta se întâmplă în Chișinău, poate asta se întâmplă în alte orașe mai mari care... Dar în linie generale, legalizarea marihuanei asta nu înseamnă însemne decât că oamenii o să-și pui un tufar în grădină și să-l crească și statul nici cum nu apare aici ca și actor. Și asta e vorba de contextul Republicii Moldova, pentru că în orice alt stat, unde uh, consumul de, de cannabis e unde, unde cannabis e legalizat, acolo tot asta funcționează prin intermediul coffee shop-urilor, da? Și chestia asta de... Uh, bun, uh, chestia asta de um, producere de sine stătătoare și obțin are o rată mult mai mică. În Republica ah, da, moldovenii și așa știu tot cum se face. Moldovenii știu mereu cel mai bine. Moldovenii niciodată nu au nevoie <laughs> de ajutor. Și respectiv, uh, eu am toate motivele cred că în contextul în care nu-i greu să și o sămânță în pământ și să o leși la soare, să crească și uh, în general că n destul de ușor crește dacă nu știu cine are, cine are bunei pe la țară, știi că câteodată el apare și fără ca tare să vrei. Uh -huh. uh, respectiv, din punctul ăsta de vedere, ne dispare că noi suntem departe din de momentul în care asta o să devină o ramură importantă a economiei moldovenești și creșterea o să fie una substanțială. Cu toate Stai, vreau, vreau doar să înțeleg un lucru. Tu crezi sau previi un, unul din riscuri sau un, un, un viitor uh, riscant în care moldovenii ar începe să cultive într-atât de mult încât economia să nu mai producă suficient încât să aibă beneficii? Dar nu, că... nu neapărat, eu pur și simplu nu văd un, un motiv rezonabil pentru moldoveni de a apela la persoane terță, adică deși eu să-mi cumpăr din altă parte, dacă eu pot să-mi cresc singur. Și atunci, uh, și aici spun eu, e pur și simplu că uh, veniturile care se obțină nu sunt atât de substanțiale încât să justifice riscurile care apar. Și asta urmează să... Deci, cumva, uh, nu putem să privim argumentul ăsta în abstracție de celălalt. Noi avem un fel de balanță, unde avem pe de-o parte venituri și pe de altă parte riscuri. Deci cam așa funcționează chestia asta și ceea ce vreau eu să fac în dezbaterea asta e pur și simplu să demonstrez că uh, riscurile până la urmă, la etapa la care suntem noi, în continuare rămân a fi uh, mai mari și uh, e premeditar să vorbim despre Legalizarea consumului de cannabis în Republica Moldova. În primul Am rând, înțeles. perspectiva pe care o apăr eu în dezbaterea asta e perspectiva statului, în mare parte. Uh, și aici e foarte important să înțelegem că. Uh, Ceea ce numim noi normă juridică sau lege care interzice consumul de cannabis, ea așa are originea într-o normă socială, adică în momentul în care majoritatea oamenilor consideră comportamentul ăsta unul periculos. Și respectiv, din norma asta socială vine statul care spune, ok, de azi înainte e lege, noi ne apărăm de comportamentul ăsta periculos prin introducerea unor uh, uh, unor... Uh, pedepsă, anume pentru ca oamenii să nu facă chestia asta. În general, așa funcționează legislația contravențională și penală a unui stat. Amu, din perspectiva mea și din punctul meu de vedere, statul Republica Moldova, nici într-o secundă nu și-a pierdut obligația de a-și apăra cetățenii de la pericolele sociale care apar. Și amu, nu de decât nevoie să stabilim dacă există sau nu pericolele sociale. Din punktumė, divideriai, yra kiti maršai. Si aš nenaisau inventez Ameriką ar nenaisau disko paradau auro, pentru kad lume likų naštie ir jie likų vazą adu. Net jei, miriau, kai kalbame apie drogų, in general, yra multi-exagereriai, klasiški, desiasi, din kategorija: antro z, svi, latiniu, neni, šasus d, epigratijos, šitu, isi jie ir jis. Tai nisiel ne blogiausias scenarius. Taip, aš papūniu niekada gyvenime, laimi, neni, niekada nesu aprašęs, aš nekonęs kažkaip žakazų. Ne, 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 ar seniai. interesant să discut cu dânsul. <laughs> um, dar um, statul în continuare trebuie să-și apere cetățenii. Sunt câteva puncte de care tot trebuie tu vorbi ai să vorbim menționat, Eu vreau doar să, înțelegem. Tu ai menționat că statul ar trebui să apere cetățenii, dar încă nu sunt definite aceste pericole, da? Da, da, Numea. eu încă nu definiți, urmează, acum le, okay. urmează cum să le numesc. În primul rând, um, este o problemă mare a noastră când noi uh, percepem uh, doar drogurile ca și element care prezintă pericol social și nu percepem dependența în general ca și o problemă. Pentru că de foarte multe ori oamenii sunt dependenți de consum de alcool, de tutun, de zahăr și de multe alte chestii care ele devin... Um, um, au un impact negativ pentru, pentru sănătatea oamenilor. Am o, um, pericolul numărul 1 e din punctul de vedere că, până la urmă, um, eu consider că legalizarea cannabisului pentru Republica Moldova și contextul în care trăim noi ar fi un fel de deschidere a cutiei Pandorei. La etapa la care suntem noi, drogurile sunt văzute ca un tot întreg și lăsate la o parte În și văzute ca ceva negativ per se, adică prin definiții, tot ce înseamnă drog, tot e negativ. Uh -huh. Pe de altă parte, dacă noi uh, legalizăm consumul de cannabis, ajungem în momentul în care uh, oamenii încep să-și pună întrebări în raport cu asta. Și chiar dacă eu foarte tare promovez ideea că trebuie să ne, ne punem întrebări cât mai des, eu am așa un vag sentiment că moldovenii nu să-și pui întrebările astea cum trebuie, anume și aici ține de, de droguri. Și cred că pentru noi, ca și societate, e mai sănătos la etapa la care suntem noi să continuăm să lăsăm drogurile așa la o parte ca un tot întreg, care, um, care rău și mai gine nu te băga acolo decât să-ți bagi capul și, uh, și pe urmă să nu știi cum să ieși. Doi la mână există pericol din punct de vedere economic. Ca așa aici eu n să fac o diferență față de alte dependențe, dar oamenii cheltuie foarte mulți bani pe țigări, oamenii cheltuie foarte mulți bani pe al cu wall, și uh, respectiv nu, nu faci decât să le mai oferi încă un uh, încă o modalitate de a cheltui bani. Și chiar dacă de la asta au de câștigat jucătorii mari, adică companiile care vând statul care plinește impozite, omul moldovanul simplu care șașă uh, e credit de la Sebo de două ori pe an uh, și care nu are educație financiară, pentru că la noi școala nu oferă educație financiară, respectiv ne pare că tu iarăși ca statul pui într-o perspectivă periculoasă. Deci aici cumva sunt două mari puncte de, de pericol pe care le văd eu și încă o chestie la care am vrut să mă întorc tare pe scurt despre aspectul medical, care pentru mine cumva e o discuție o ca parte și e o discuție aparte din două motive mari. Unul la mână eu înțeleg și nu neg și nu sunt eu mai mare specialist în în medicină sau nu se o mare om de știință ca să intru în discuția despre ajută sau nu cannabis, dacă sunt țări care folosesc chestia asta, în mod evident ajut. Totuși, două răspunsuri aici. Una la mână, există alternative cu siguranță, pentru că, spre exemplu, eu știu că în calitate de analgezic pentru bolnavii cu, nu știu, în, în stadii terminale de cancer, se folosește morfina, dar în linie generale, pentru fiecare dintre cazurile pe care le-am menționat, tu, eu îmi dau seama că există, există alte variante de a soluționa problema asta, pentru că în caz contrar, dacă nu ar fi existat, nu, nici măcar n-am fi, dus, fi dus discuția asta. Dar totuși, discuția despre legalizarea cannabisului pentru mine rămâne fi una deschisă din toate punctele de vedere, adică din punct de vedere recreațional, din punct de vedere tehnic și așa mai departe. Medical, cred că e cea mai ușoară și cea mai. Cumva, văd că asta, de fapt, și tendința, puntea spre legalizarea cannabisului, prin asta, Stă și majoritatea uh, statelor din vest au discuții despre legalizarea din punct de vedere medical. Uh, nu știu dacă putem să discuțiile astea, dacă putem eu le-aș separa, sincer. Dacă nu, atunci uh, consider că, în continuare, chiar dacă există beneficii, riscurile pentru. Moldavų karniniai tautos yra dragai, esi tiesiog nulimarlai, de etapas tas, ir tada aš irgi aš preferasu, kad marmona kanabisui, kaip jis yra dabar. Mes iš startijono neapalėsim job, tiesiog de nulimarlai, nes mes apalėsim, kalbim apie legalizaciją kanabisui in the Tedisferli. Technikai, rekreaciniam, medicininiam. E tai yra, nu, 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 nu Din vest, dar dintr-un vest chiar și mai îndepărtat decât vestul occidental despre care noi vorbim, liberal, democratic și dezvoltat, state precum Uruguay sau Chile. În statele astea. S-a demonstrat că legalizarea cannabisului a, a deschis cutii ale pandorii, care confirmă argumentele celor care susțineau. E susțineau legalizarea. E adevărat că riscul, sau cum spun, um, impedimentul acesta în care societatea este împotriva legalizării Cannabisului din ignoranță, necunoștință, nepregătire sau mai știu ce alte motive, sau, pur și simplu, neprioritizarea acestui fapt, da, pentru că probabil. Să, să vii într-o săptămână în care moldovii, moldovenii vorbesc despre tarife crescute la gaz și despre tarife de la termoelectrică care, iată, iată, vine cu 50% mai mult să zici, băieț, dar putem vă rog niște iarbă să ne fie mai ușor prin iarnă. E, probabil, într-adevăr, nu, nu, nu este o discuție care se pupă bine cu această perioadă de timp. Dar noi cu tine nici n-am specificat despre care perioadă de timp vorbim. Într-un context în care moldovenii ar avea o încredere în instituțiile de stat sporită, într-un context în care sistemul judiciar și sistemul legislativ și cei care înforțează legea ar avea tot mai mare și mai mare încredere din partea populației, eu cred că liber putem vorbi despre legalizarea cannabisului în Republica Moldova și să le amestecăm, chiar dacă uneori speculativ, să amestecăm aceste direcții de legalizare de consum, da? legalizare medicinală și tehnică. Eu cred că deschizând această cutie a Pandorii și văzând experiențele altor state în care veniturile indubitabil au crescut și veniturile n-au plecat într-o piață întunicată, care oricum există, acum în Republica Moldova, pentru cannabis poți să-i spășești și o pedeapsă penală la închisoare. Dar asta nu înseamnă că lumea va înceta să fumeze. Nu înseamnă că lumea va înceta să caute pe telegramuri, tot felul de nickname prin metode atât de ingenioase și triste într-un fel, când îți dai seama că asta e posibil de făcut. Și doi la mâine, eu vreau să menționez despre încă o chestie pe care noi n-am luat-o știi ca, pe, o chestie persie, ca pe o ca pe chestie ca care există în Republica Moldova. Dacă ar fi să legalizăm și am vorbit despre mecanisme, ar trebui să promotăm de la practicile cele mai bune. Eu nu neapărat consider Olanda un exemplu foarte bun în acest punct de vedere. Canada sau ce obține cei ce văd în provincia Quebec, sau și aici mi-au povestit prietenii, că n-am din știu, e, mult mai apropiat de un, un viitor luminos în lumea cannabisului legalizat, în care statul a naționalizat acest domeniu, în care tu mergi la un magazin care este controlat de stat, în care venitul pleacă direct la stat, în care tu nu vezi bounceri la intrare care te intimidează întuneric, muzică, disco, nu, 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 toate magazinele arată la fel, tu intri într-un într-un rai socialist unde tot e foarte frumosel, unde sunt consultanți, unde sunt tare multe anunțuri care te anunță despre faptul că există un procent anumit de oameni care riscă să aibă așa-numitul cannabis use disorder sau să abuzeze de cannabis, să, să fie dependenți de cannabis, cu toate că încă în lumea medicinală asta nu este bine, bine stabilit, bine numit, dar într-o formulă ideală, iarăși, în care Moldova ar fi pregătită prin, sta, prin instituții de stat, în care lumea are încredere mult mai mare, în care metodele ar fi adunate și inspirate din cele mai bune care există acum la nivel mondial, legalizarea cannabisului nu ar mai avea aceste impedi impedimente care țin de strana negatovă. Deci, argumentul ăsta eu îl consider un pic uh, invalid și nu, 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 nu tare potrivit dacă vorbim într-un termen de timp pe care încă nu l-am definit. În ceea ce ține de avantaje, uh, mai ales ale medicinale, și tu ai fost de acord, ele sunt uh, indubitabil uh, ușor de observat, atât prin mărturii personale, cât și prin exemple de state care la nivel național au decis să acorde anumitor categorii de pacienți în spitale um, acces la cannabis. Există, bineînțeles, și o latură de abuz despre această latură, eu cred că foarte mult vorbeau în, în, California, în care pacienții se duceau, în California era deocamdată doar medicinal, legal, legal cannabisul, și foarte mulți oameni plecau și spuneau Băi, am o durere de cap Băi, am, am, am trei joburi și nu reușesc să mă odihnesc uh, Și e aș vrea mai să adorm Cum aș putea să fac față? Și bineînțeles că sunt multe alte soluții În care, pur și simplu, închizi ochii sau poți să meditezi Dar da, pentru da, că există... Dar da, tu ți imaginezi cum ar fi asta la moldoveni <laughs> 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 și eu prin asta vreau de fapt să, să ajung la ceea ce spuneai tu anterior de, cred că e similar cu cultura noastră de vinificații, da? Noi avem tare mari producători de vin, jucători mari la nivel comercial, dar în același timp producerea vinului este destul de caracteristică. Daugelio gospodarių. Daugelio, mult per daugelį gospodarių. Uh, Nukas būtų, tai būtų blogai. Aš nežinau kaip, nežinau, jei nu Moldovėnai ar intra į tokią serialią šarvą, kaip būtų kanabisų gaminimas, kad jie vits mane duktų, skuppar la magazino, cealadistatu, unitetei kuretelį ir frumušelį, negrįžtint, ir aš žinau, kad jis yra normai dekvalitete ir yra e ieftin, negu kad pe piața neagra. Nežinau, kiek Moldovėnių siar permitėti uh, kasninių sąlygų - lempį, kailurę, irigarę ir al. alte resurse pentru a crește câteva plante la un preț mult prea înalt decât să le-ar le oferi statul. Aici, de mai sunt alte detalii precum ar fi jucătorii mari, care și beneficii colegi. dar asta cred că putem să încheiem pe urmă la, la păreri personale eu, în primul rând, ca să degajează la că îți spun că tu îmi pare că știi dubios de multe chestii despre cum crești. Aici cred că Ministerul Afacerilor Interne trebuie să-și pună întrebări. Bucvalne uh. ieri, bucvalne ieri cineva ne-a zis. <laughs> Um, ok, um, într-adevăr um, ai dreptate un punct în care spui despre faptul că argumentul cu Strana negativă nu e cel mai puternic care poate să existe și eu sunt absolut de acord cu, cu chestia asta, cumva pentru persoanele care ne privesc și urmăresc dezbaterea asta, Pirvito, kažkai ultimuo argumentu, kurį turėsite įvėdėti, bet tai neanuliazo neiškum, kelių alternatyvų rizikų, kurie egzistuoja. Iarai, rizikos, kurios yra... Demonstravimas. Interrupt. Kulme, aš kalbėjau kelis politikienus ir kalbėjau net ir šią kampaniją, tą elektoralą parlamentarą, ir majoritate dadeau asta, dred prim argumentą, strana negatova. stai uleacă, dar nu, uite ce să facă, cine ți controlează, uite la mafia din poliție. Deci asta era primul argument care eu operau. Continuă. Okay. Eu, eu, cred că dacă, dacă totuși facem o mic remarcă despre poliție, probabil, pur și simplu, uh, ei nu s gata să-și asume din punct de vedere politic o asemenea măsură la etapa actuală, pentru că sunt cont de specificul electoratului din Republica Moldova, pentru majoritatea din ei asta ar însemna sinucidere politică. Amu, așa mu, uh, nu văd cine și și-ar și -și asuma să fac chestia asta sau de ce ar hotărâ să-și strâși ratingul așa de tare. Cumva, probabil îi înțeleg și de aceea pentru dâns și cel mai ușor argument anume ăsta despre, despre cum încă nu suntem gata, lăsăm discuția asta pe urmă, pentru că pe urmă la și e o e chestie care poate să întind la maxim. Reîntorcându-mă la argumentele mele, eu am vorbit despre chestii mult mai importante, despre Pericolele sociale care există, unul din punct de vedere a sănătății, care uh, cumva nu excludem faptul că uh, o să existe oameni care o să Devinai tentacijai, išeišai, reiškia, lumea drogurilor, lumea relakseriai, lumea uh, realitėselor paraleliai, in care tu toti esi bine ir uiz, de problemelių, kurių laia la jobs ar atkasa. Ir čia, din punktuminiu, de videre, personal, esu. Tu, dabar, ai, accesas la, acestei resursai, la, uiz, tatu, de problemele, tu ai, accesas su alkoholu? Moldova? Da. Taip. Apropo, dėl punktų, aš man torkiau, perėmiu personalo, kai esu profesoriumi, atdilim, romėnams, medialkolui, sugeciui. Diskursas, kur jis, in continuary, egzistuoja, šeinai, komba, lumea. juriștilor în care tind și eu să mă încadrez cu timpul. Există așa o, o idee că e mai bine ca 100 de oameni liberi, 100 de infractori să fie la libertate, decât un singur om nevinovat să fie condamnat și mm. să facă pușcărie, spre exemplu, să fie pedepsit pe nedrept. Ei bine, eu aș, fa eu aș reformula cumva chestia asta și mi se pare că e mai bine ca 100 de oameni să fie limitați în, în libertatea lor de a sunt bine anume prin prisma canal lui, decât status statul să aibă pe sovestea lui măcar un singur cetățean care din cauza faptului că chestia asta a devenit accesibilă și uh, deschisă, s -o, s -o, o ajuns într o lume în care poate n-ar fi ajuns dacă asta se întâmpla. Am revenind la uh, la, la punctul despre, uh, despre oamenii care fac pușcărie. Uh, este un concept care, iarăși, dacă noi mai avea educație juridică în școală, lumea poate la înțelege, dar uh, articolul 2 chiar din Codul Penal, adică nu m-l deschiz, și și scrie acolo, din start spune care sunt scopurile pedepsei în general și care sunt scopurile legii penale. Și e foarte important să înțelegem că, de fapt, legile sunt făcute pentru ca ele să prevină. Deci, cumva, în momentul în care tu știi că există lege și există pedepsă, asta uh -huh. ar trebui să funcționeze în calitate de mecanism de prevenție. Adică, în linii generale, asta previne comportamentul ăsta din partea oamenilor. Deja, doar pe planul 2 vine prevenția asta specială, unde um, unde tu pedepsește o persoană care o vârșită o infracțiune cu scop ca ea să nu le mai fac pe viitor. Da. Apropo, ne, instituția asta ne se pare uh, destul de epuizată, nu știu dacă pot să mă exprim așa și aici, asta iarăși e, e, o, e o discuție aparte. cumva. Uh -huh. uh, totuși pedapsa își are scopul ei și ea în linii mari îl îndeplinește. Ne, sincer, îmi pare foarte rău să-mi dau seama că există băieți sau fete care fac amul pușcării pentru 3 grame care le-a cineva acolo și stau, nu știu, în același timp încât acolo sunt nu știu, persoane care au omorât sau au făcut chestii mult mai grave. Dar mulți dar, dar, nu fac pușcării pentru iarbă, mulți adună bani foarte mari pentru mită. Juk, ker, rečentam, mes mes, 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 adică fix plintul plintusului legislativ, știi, în care oamenii pur și simplu folosesc această lege nu pentru prevenție. Eu nu cred că legea asta au prevenit câțiva tineri spun, mm eu, zice, cu eu o zic și sunt întâmplat cu Maricica. Eu au furat iPhone-ul și au cerut mii de euro ca să-i libereze. pur și simplu ca să alimentează un sistem corupt. Na, da, eu, eu, în primul rând, foarte tare regret că există așa cazuri și, într-adevăr, foarte tare sper că, că persoana asta să beneficieze de toate drepturile care îi le oferă codul de procedură penală și o să aibă parte din un proces echitabil. Cu toate că, din câte înțeleg, sunt motive rezonabile să considerăm că asta nu o să fie așa. Până la urmă, dacă este cumva să însumez argumentele cu care am venit eu în dezbaterea asta și să, să le dăm o. o, o, o o un imagine contur. generală, un contur general. Uh -huh. um, iarăși, cum am spus și la început, noi avem două discuții mari, una despre beneficii și una despre riscuri. Și chiar dacă noi lăsăm la o parte um, uh, discuția despre e gata sau nu statul, pentru că el cu siguranță nu e gata și noi putem să convenim foarte simplu și cred că asta e o chestie clară prin definiție, la etapa la care suntem noi, dar uh, chiar și dacă statul ar fi unul pregătit... Um, din punct de vedere instituțional pentru așa o schimbare, eu consider că, din punct de vedere moral, din punct de vedere etic, e corect să protejez cetățenii de riscurile care apar. Și riscurile mari pe care le-am văzut eu în dezbatere de azi sunt unul la mână și aici ține de dependență și de uh, generarea... Uh, terminų, vidiniu ar ilgų, aunor au dependencijų, daug grave ir daug serio aso, nes labai daug lumių consideruoja, kad kanabisų yra vienas iš trambulinilis spręsti kitų žmonių. Sprek, Auditor. 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 Audududududududududududududududitor. Auditor. Aududududududududud din punct de vedere economic, asta nu înseamnă decât încă o dependență în plus. Una nici cum diferită de celelalte dependenți care sunt, dar una care are toate șansele să devină o dependență și un punct considerabil de cheltuială în bugetul moldovenilor, care eu nu-l văd necesar la etapa asta. Adică noi cumva ca și consumatori înrăiți care am devenit odată cu capitalismul, suntem oamenii care intrăm în supermarket și tot și vedem tot vrem. Adică, nu știu, o, o, o grămadă de stand-up-uri chiar, chiar, iera, chiar iera a fost o chestie despre asta, că cum, cumpăr și vezi în stânga și în dreapta. Și atunci când tu îi arunci moldovanului o bomboană atât de ispititoare, cum sunt uh, droguri deci cum este cannabis în cazul discuției noastre, uh, eu consider dar că există toate riscurile că el să vrei bumbă, în asta și să cheltuie mulți bani pe dânsa. Și trei la mână poate genera alt fel de comportamente uh, periculoase din punct de vedere social și săvârșirea altor infracțiuni, uh, vorbind, spre exemplu, din punct de vedere economic despre evaziune fiscală și așa mai departe, dar nu asta poate cel mai grav. Uh, eu, nu. că la nivel individual individuală, în vedere, genul omul is high on cannabis și face infracțiuni. Eu, din câte am citit și am auzit, dar n-am auzit de la nimeni din prietenii mei apropiați, pur și simplu am citit pe internet. Uh -huh. uh, asta e disclaimer <laughs> pentru toată lumea care... Oamenii uh, care consumă cannabis nu sunt caracterizați drept persoane foarte agresive sau care, uh, care prezintă uh -huh. pericol social din punct de vedere violent. Totuși, um, cumva, la fel ca și consumul de alcool la fel ca și consumul de altă substanță, asta rămâne a fi un uh, nu știu, un, 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 un semn de întrebare din punctul meu de vedere. Uh, și de aceea... No, el, el are câteva statistici, atât în Statele Unite cât și la Canadien. doar am vrut să let, mm -hmm. let you know. Există o organizație, asta poate tot din uh, Mothers Against Drunk Driving, care e mm -hmm. o mare, mare organizație. Uh, ei luptă cu cum zic, cu... Uh, luptă cu fenomenul driving under influence și de trei ani de când în Canada e legalizată, ei publicau, dacă pe an se comită în jur de 5-6 mii de accidente cu DUI, cu oameni care consumă substanță și slavolan, uh -huh. rata de consum a cannabisului și de comiterea accidentului a rămas și de 10%. Deci unul din 10 oameni, cum era până la legalizare, așa au rămas și după. Iată. No, absolut. Asta, mă rog, chestia asta despre alte pericole sociale e mai degrabă la nivel de extensie. Până la urmă, pericolele mari pe care le văd eu o să este două, economic și individual, ca și uh, deschiderea cutiei Pandora despre care am vorbit. Uh -huh. Pentru mine, în dezbaterea asta, uh, până la urmă, balanța se înclină împotriva legalizării cannabisului, anume din cauza faptului că uh, eu n-aș vrea să-mi asum ca și stat sau ca și politician, ca, ca și persoană, ca și factor de decizie, uh, problemele altor, uh, altor persoane generate de o decizie a mea care are în spate fundament uh, sau argumentul economic. Pentru aș, aici aș putem să facem paralelă cu uh, loteria. Da? Uh -huh. unde uh, cu siguranță, cu siguranță acolo se învârt bani nebuni și statul are de câștigat strașnic, și de mult din punctul ăsta de vedere. Dar să știi că oamenii tăi cheltuie bani pe asta zi de zi și că ei uh, se bagă în diferite probleme, iar nimeni nu ne pare corect din, din, din perspectiva asta. Și uh, paralele putem să mai aducem multe, dar cumva asta rămâne um, imaginea mare pe care o văd eu uh, despre de ce cannabisul ar trebui să rămână ilegal în Republica Moldova. Amém, mas Merci, Ion. Uh, merci, Andrei. Taip, aš manau, kad čia galime sukonture, na, ašan. Taigi, turime, kai tik du uh, intervencijai, kai tik du pro, kai tik du împotrivai, ir tada pasta - grįžtume su ništipareriai asmeniniai. Probodį, um, subjektų diskusijų -- ar turėtų būti legalizuota Republika Moldova, taip, ar ne? Nu? - Sustik, aš, uh, pregatindamasis - diskusijų - dar ir nainti - tai - manau, kad - nenoriu sakyti, kad - mes - pakeisime radikaliai - bet - mes - pratęsit viziją - a. Probodį - kanabis ---- aš care au jucat un rol. Atât văzând ce se întâmplă în Canada, urmărind noutăți, statistici pe care le publică m canadienii, văzând ce se întâmplă în timpul pandemiei cu abuzul de anumite substanțe și cu creșterea de consum de alcool și iarbă și cu sporirea numărului de magazine de, de iarbă m cel puțin aici în provincia Quebec. Um, și bineînțeles cu prezența adolescenților în casă. Am început să-mi adresez o lecă alte întrebări decât dacă probabil având un 20-25 de ani, aflând că se legalizează iarba în țara unde eu trăiesc, avea să celebreze sau să reacționează într-un fel. Dar acum, inevitabil, întrebările și discuțiile, nu odată, noi discutăm cu fetele, adolescentele din casa noastră, băi, dar ce se întâmplă? E ca voi la partiuri, aveți prieteni? Da, deja sunt prieteni care pe la 15, 16 ani o dau cu asta. Uh, pe la 15-16 ani, canadienii o dădeau și până la legalizare. Întrebarea este... Există riscuri mai mari. Acum există oameni care au peste 21, că dacă ai 21 de ani în, în Quebec, poți cumpăra iarbă legal. Există oameni care au peste 21, care au prieteni, frați, surori mai mici, care sunt minori și le, le fornizează mult mai ușor iarbă decât dacă de ar face-o uh, cu iarba fiind criminalizată. Nu avem un răspuns la asta, dar viziunea mea personală e că această cutie a Pandorii, în afară de faptul că o confirmat niște argumente pro, cu beneficii economice, beneficii medicale, cu, cu un confort pentru oamenii care căutau o soluție pentru stres, anxietăți sau mai știu ce alte probleme aveau, această cutie a Pandorei a deschis și -o, o, o, niște întrebări apropo de sistemul de sănătate public. Despre care, apropo, încă până acum, îs, abia semne de întrebare. Pentru că eu cred că încă mai nevoie de mai mulți ani să fie studiat acest subiect și să înțeleagă lumea ce se întâmplă de fapt. Unul din riscuri majore este când noi vorbim de, de jucătorii mari care ar beneficia pe urma legalizării, e că în Canada asta a devenit o industrie de miliarde în Statele Unite la fel. Deja sunt jucători la bursă care sunt conglomerate de companii mai mici și cei care credeau că odată cu legalizarea, hei, o să pot să am și eu o mică seră să produc, să vând, au fost înghițiți de mari actori. Și acum în Canada cresc, sunt câțiva mari actori, sunt uh, forumuri pe Reddit de oameni care spun băi, nu cumpăra de la Tweed, nu cumpăra de la Aurora, nu cumpăra de la că ăștia sunt mari, mari producători de iarbă și n-ar trebui să-i susținem, trebuie să-i susținem pe ăștia mai organici, mai mititei. Uh, și e curios alt shift care se întâmplă, cum uh, la nivel de conținut de substanțe, THC-ul pur și simplu câștigă teren în fața CBD-ului, CBD-ului, să nu știu cum românești corect, lumea gustând un fel de iarbă, capătul un fel de euforie, un fel de caif și după asta evreia tot mai mare și mai mare caif, dezvolți rezistență, folosești mai multă iarbă și din ceea ce înainte era numit produs natural și un dar al naturii, știi că în mare esență, noi despre discutăm? Dacă este legal să adun frunze de castani și să le prind acasă și să le Că <gână> dacă e legal. Dar ce nu e legal să adun o, o plantă care-i darul naturii? Sau de ce nu e legal să iau o șupercă din pădure pe care eu văd cum e că acolo sunt niște urme de psilocibină? Nu e legal, că nu spate, poate. Pentru că s-ar putea să te rupă să, să vezi lumea cu alți ochi. Um, apie că revenind așadar la, la maștabul acestei discuții, um, noi ne simțim o că pierduți în întrebările de ce riscuri asta aduce pentru oameni la nivel de sistem, public de sănătate în câțiva ani. A ne trezim noi cu oameni care au sau care suferă de cantitate de agenți cancerigeni în urma fumatului de iarbă? A ne trezim noi cu oameni mai puțin productivi sau mai puțin motivați să iasă la lucru, să creeze, să se miște mai departe pentru că o dat de gustul ierbii, pentru că au înțeles că prescând THC-ul mănâncă mai mult sau îi trage suite la mai mult Netflix decât să fie productiv și să creeză? Anyway... Însă, sunt niște semne de întrebări pe care am ajuns să, le, să mi le adresez și le consider foarte pertinente și mi pare important că cei ce au făcut statele prin legalizare, ei doar astfel au descoperit aceste minusuri. Legalizând, ei au putut să desfășoare studii ample, au putut să vadă efecte asupra sistemului juridic, sistemului de sănătate. Nelegalizând, într-un stat cum e Republica Moldova, noi azi continuăm să avem sute de tineri, non-tineri, mai știu și oameni de și vârstă sunt opriți, pentru că au fost prinși cu un gram, două sau 0,88. Iată. Ok, dacă... Care -i poziția dacă e poziția ta? Dacă e să mă expun și eu... Eu recunosc o dată cu studiile la facultatea de drept și pentru mine întrebarea asta o, o, o căpătat două dimensiuni așa cum e normal să le pentru că în momentul în care am început eu să fac dezbateri și asta fiind unul dintre subiectele clasice de dezbateri care oamenii la 16-17 încep să le discute și le discut pe larg și cred că și noi am dat un exemplu azi că discuția asta e foarte largă și fără un adevăr suprem, um, atunci tindeam să consider că e ceva absolut normal și în general deși trăim noi în, în evu mediu și nu legalizăm și cum e posibil ca să nu fie legal. Um, făcând o paralelă în schimb la, la realitățile în care noi trăim, făcând o paralelă la riscurile care există, înțelegând cum, cum funcționează legea. Eu, apropo, eu nu știu dacă asta e o părere foarte populară. Mie, în general, îmi pare că punctul spre care ar trebui noi să tindem ca și societate, este spre o societate cât mai sănătoasă, cu cât mai puțin nu știu, dependență. Chiar dacă asta înseamnă plăceri în același timp, pe, probabil plăcerile s ar trebui să coste foarte scump și să, să devină mai inaccesibile pentru oameni, pentru că Asta tot are un dublu tăieș că poate să piața da, 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 neagră sigur, care îți vină cu preț Pe de-o parte, noi Kaip ir stat, ptėmės tapti aktoriai si ir pradėti reglamentuoti. Si ir jis si ir pasakė, žinau, kad abia legalizuodami, pasaulis pradėjo suprasti, kaip de facto tai funkcionuoja, kokie yra rizikos, kokie yra problemai, kurie apa. Problema, taigi, manoma, e kad mes nelimitėmės ne ir abordarą mūsų kaip statą, Republiką Moldovą, idėjai, uh, opa. Asta nu există. Deci, și mie asta mi se pare foarte prostesc. Să limitez legislația numai la cod penal și uh -huh. să și oamenii să facă pușcărie pentru chestia asta. Totuși, pentru mine, probabil, la etapa asta rămâne mai atractivă ideea de decriminalizare. Mm -hmm. unde eu consider că nu e normal că tu să faci pușcărie și gradul de pericol social e unul uh, supraapreciat de legislația penală uh, când, când, vorbim despre posesia. când vorbim despre posesia și consumul cannabisului. Mm -hmm. uh, și cred că, iarăși, după cum am spus și mai devreme, oamenilor, dacă le interesant, ar putea studiază și să vadă cum, cum se întâmplă chestia asta în Portugalia. Uh, eu mai degrabă văd că persoanele care ajung în situații Komplikacijų, dinkaudo drugler, ar turbūt savo vežutį, kas personikai, ar turbūt pasakytatės, nu, kas personikai, ar turbūt padepsyti. Toliau, laiatapai aktualai,

incipient, la, adică înaintea războiului lui Nixon împotriva drogurilor așa mai și mai parte, Și o persoană care o vrut să grăiască, a fost la un hearing și a zis că este și el mai periculos drog pentru umanitate. Deci asemenea frază a răsunat în congres, lumea s-a luat în serios, o luptat, în anii 90 și era destul de dur, dar odată cu o cerere sporită și o percepție diferită în societatea cannabisului, politicienii au zis, M -m, trebuie să mai câștig o de electorat. Asta s-a întâmplat pe asta s-a întâmplat cu Trudeau în Canada. Omul a văzut că foarte mult electorat și, drept bun, era o pătrimi din... Nu, o, a cincia... Fiecare cincilea canadian, până la legalizare, recunoștea că fuma cannabis. Nu știu, în Moldova nu s-a făcut niciodată statistici, în România, din câte am citit, e 6-7%, procente, dar poate puțin recunosc. <laughs> Și acum, după legalizare, legalizarea fiecare a patrulea, canadian recunoaște că o fumat iarbă. Ca și cum o sporit numărul celor care, care fumează iarbă. Dar e adevărat că nu politicienii o să dictează trendul. Oamenii, alegătorii, să vină și să zică, băi, noi metem credem altfel. Noi metem vrem Arba. altfel. Așa că e de, de teapa asta, noastră. Asta, asta precis să fie o reformă care să pornească după sistemul ăsta de jos în sus. Uh, și iarăși numai să apară un brav politician care o să încalece acest, uh, acest trend și o să se prezinte drept mare reformator. Tu uh, ți-ai uh, când... avut un tip uh, care da, era da, candidat da, la, la primarie, a candidat la primărie, nu? Nu, el a candidat uh, la deputat pe circumscripție. Ah, da. era... Eu ți-am chestia asta pentru că el a candidat la, la Rășcanov, ca unde eu trăiesc. Și eu ți-am că. Dumitru. Uh, cum a chemat? Dumitru. Da, șeful de la Tratoria și de la. Uh... la nu știu. Da, eu, 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 am okay. o cazul asta și a fost, a fost. A fost apropo foarte interesant. Îmi pare rău că nu s-a mai continuat. Nu știu cumva, nu s a făcut studii despre impactul impact avut asta din punct Dumitru de vedere. Dumitru ce a o Da, exact, exact, și el, exact, el era ultimul exact. în listă după alegerile. Acolo, de, fapt, situația a fost destul de interesant pentru că se vorbește că asta a fost un truc politic, pentru că pe la noi, eu țin minte să bătea Vlad Bătrâncea de la Socialiști, Alexandru Sluser de la, de la Blocul Acum și au apărut și domnul Cebătărescu cu o viziune tot destul de liberală. Și ideea a fost că anumii 8% care l-a luat el nu i au ajuns la slusar ca, ca, să treacă deputat în, în fața lui în fața lui exact, exact, interesant, exact. Exact. Okay. E, 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 un joc interesant, dar eu nici într-un caz nu ne asum să spun că asta s-a întâmplat anume că a fost exact. aranjat. Totuși eu, eu, eu țin minte situația asta și țin minte că în rândul tinerilor discuția, cumva, ideea asta o, a avut, uh -huh. o, 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 trezit interes. Am o, despre, despre când asta se întâmplă, cu siguranță legalizarea cannabisului se întâmplă în Moldova în momentul în care majoritatea sau un grup o leacă mai mari de cetățeni o să înceapă să considere că asta nu e o problemă sau că statul nu ar trebui să fie atât de dur să și să-și bage nasul chiar pe citătul unde, unde trăiesc ei. și dat um... că la, la cererea lui fostului deputat Vadim Pestrânciu, Curtea Constituțională nu a fost tare sigură în -a, a da voi, în a da curs acestei uh, interogări sau nu mai țin minte cum se chema asta. Că Vadim Pestrânciuc a venit cu argumentul ăsta, băi, omul în timpul lui liber are voie să se dezvolte, să facă și vrea el cu corpul lui și așa mai departe. A, sunt multe păreri contradictorii, hai mai bine să am despre asta. Și între timp, sute de arestări, dosare penale, corupție, înflorește. Da, nu știu, până la urmă, dacă dacă să ajungem la asta, consider că e bine numai din punct de vedere că statul apare ca și actor care poate să reglementeze, care poate să asigure controlul calității și atunci el fiind deasupra ca și, ca și subiect, uh, probabil ar putea să-și satisfacă unele roluri pe care le are mai bine. Asta dacă se întâmplă legalizer. Dar legalizer se întâmplă atunci când oamenii o să consideră că el trebuie să se întâmple. Dar până mai, atunci mai întâi să ne la gaz și să ne vaccinăm, la gaz, să ne vaccinăm <laughs> și după asta ne clarescă cannabis. Să ne merească de fotbal la vreun campionat mondial da, sau european. Da. <laughs> și după asta vorbim. Ion, eu îți mulțumesc pentru timpul tău. Mersi că ai participat la aceste experiențe Experiment. Sper lumea să îndrăgească, sper să-ne mai întâlnim cu o oarecare regularitate. Dacă Și aveți propuneri de subiecte care vă trezesc păreri duplicitare, câte două poziții în una, vă rog să ne le furnizați. Noi vrem să discutăm despre chestii de acest gen. Uniformă în școală, da sau nu. Dar rezid să o luăm mai serios, cu, cu subiecte alea mai, mai apropiate, nouă sufletește cel puțin. Uh, Franța, Andrei, eu îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat să, să, să aducem dezbaterile în prim plan și să, să le spunem oamenilor despre faptul că asta este important. Dezbaterile, într-adevăr, dezvolt foarte mult gândirea critică, abilitățile voastre de a vorbi în public și um, eu, în calitatea mea de conducător a Asociației Naționale pentru Dezbatere Academice, nu pot să nu vă spun că dacă vreți să faceți dezbateri, atunci noi cu mare drag vă așteptăm uh, o să găsim o modalitate, avem dezbateri pentru copii, avem dezbateri pentru adolescenți, avem dezbateri pentru studenți. Uh, respectiv, dacă simțiți că vă pare interesant sau interesantă lumea dezbaterilor, atunci știți unde să, unde să ne găsiți. Lumea caută pe Facebook, Asociația Națională pentru Dezbateri Academice? Exact. Da? Așa cum ai scris-o tu chiar acolo jos, fix așa ne găsiți pe Facebook sau Instagram, anda.dezbateri, nu știu dacă... Mă rog, dar prin Facebook găsăți și Instagram. La Eu pot să o las în descriere la videoclip, da, cu da, siguranță. Perfect, perfect. Ioan, mulțumesc tare mult, mulțumesc și vouă celor care ați urmărit. Dați-ne de știri în comentarii voi ce credeți, ce argumente poate ne-au scăpat, poate mai sunt niște argumente pro, poate mai sunt niște argumente contra. Cu siguranță lumea discuțiilor despre legalizare una foarte bogată, durează de mulți ani de zile și putem să găsim originii atât în pornirile rasiste de la începutul secolului 20 cu ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite, cu învinuirile celor care au venit din Mexic după Revoluție că diavol diavoli și atacă femeile albe pentru că au fumat cannabis sau mm -hmm. pentru că cântăreții și artiștii de jazz pentru că au fumat cannabis devin foarte diabolici și cântă muzica asta jazz care nimeni nu știe cum se cântă, până la ceea ce aici se întâmplă acum în Republica Moldova. În care, și voi, da. da eu, eu, încerc mi-e discuze, rog, am că te da, uh, da, da. lucru pe care am vrut să o spun e că noi cu Andrei, cu siguranță ambii, încurajăm foarte mult discuțiile și chiar vă rugăm să discutați în comentarii și foarte tare ne-am bucurat ambii dacă... Eu ne asum că vorbești din numele tău, dar cred că ești de acord cu mine. Uh -huh. Dacă discuțiile nu o să fie din categorie, ia că Andrei Bolocan <laughs> propune legalizare sau ia că au găsit un copil de 20 de ani care se face mare specialist în drept. Deci încercați să duceți discuțiile Išsi in komentarai in zona asta di argumentai, kontrargumentai, statistici siataniškai, probabil asa vėma lumi maibuna, makar facebook. Tai, asa, credit, kažiamatad, e dinfericirena. Pretin, eu, pebūni, vreau sa va man sumiesta, kad yra cel mai sincer ir direkt mod. Siu ka asta pareik greu dekredut, pentru ca evo subforma unor pixel, pebūn un ekran, in manil voste si, probabil va siete laba jamu. Išsi inti baitin baie, nu, pebūni. Asa, sa 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 va manai komfortabilu. Dar vreau sa man sumiesta, pentru. vă faceți timp să urmăriți emisiunea Lumina, internetul grește, de data asta podcastul, Radio Lumina pe care eu îl vreau să existe, să continue să existe și în care eu cred destul de mult și voi mă ajutați ca această credință să persiste. Și vreau să vă anunț din start că s-ar putea să nu neapărat vedeți prea multe ediții în întregime la podcastul Radio Lumina, pentru că eu în primul rând vreau să-l fac accesibil patronilor, celor care contribuie financiar. A fost nevoie de o investiție, atât în echipament, cât și de timp și o investiție pe care eu o planific în timp pentru o resurse umane, că aș avea nevoie de oameni care să mă ajute cu montaj, export, import și așa mai departe. Vreau să vă anunț că în mare parte Radio Lumina va fi accesibilă doar patronilor care contribuie financiar la emisiunea Lumina. Unele fragmente s-ar putea să apară și în public sau unele emisiuni de interes public vor apărea gratuite pe canalul Lumina, dar în mare parte ele vor fi accesibile atât sub formă de podcast audio, ca și sub formă de video, vor fi accesibile în primul rând patronilor care contribuie financiar. Sper să mă înțelegeți corect, sper să înțelegeți că eu nu am contracte de publicitate la Radio Lumina, deocamdată spun eu și în mare parte eu sincer nici nu tare îmi doresc asta. Poate ați observat, poate ați văzut că de-a lungul anilor eu nici nu stare deschis la publicități comerciale dacă e să fac publicitate la ceva, mai degrabă asta e o recomandare și e o recomandare a unui serviciu, a unui produs pe care personal am încercat și zic, băi, am încredere, pot să vă îndemn și pe voi să o faceți. Iată. Mm. vă mulțumesc pentru înțelegere, mulțumesc că urmăriți <laughs> și hai să repetăm încă o dată fraza. <laughs> Cum era așa? Jos panica, sus botanica. Pa, Papa.